Am ajuns în baie, am închis ușa și când m-am întors, mai că era MVG-ul! Acest program poate fi vizionat de copii în vârste până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, Janghină. Bună YouTube și bine ați venit la Cine-i Janghina, ediția aniversar alături de... Domnul Vlad! El e domnul Vlad! Ne uităm la primul episod de Cine-i Janghina care a apărut pe YouTube. Vedem... Cu domnul Vlad! Vedem dacă am reacționat la fel, vedem dacă dăm janghinele la fel și Muna animă aceste povești în stilul dânsei caracteristic. Domnul... Și guys, în caz că ați întrebat, pentru că foarte mulți voi ați întrebat, el e domnul Vlad. Celebrăm primul episod și o să ne jucăm și bingo cu fraze din Cine-i Janghina și alte momente din Cine-i Janghina și o să citim cele 5 povești care sunt în primul episod de pe YouTube și o să vedem schimbările, pentru că nu mai știu dacă aveam atunci microfon, dar mi-am setat microfonul mai bine, am o cameră mai bună, nu mai suntem portocalii la față, nu mai suntem în 480. Am evoluat într-un an de pus Cine-i Janghina pe YouTube and that's absolutely great. Poveștile o să fie foarte scurte, nu erau reguli cum sunt acum la Janghina, pentru că era prima ediție și lumea doar a trimis povești atât, adică una este atât de scurtă. Dar o să trecem prin intro și prediction la ele. Asta este Cine-i Janghina Bingo. Se făcea că foarte rar nu o să fie asta în primele povești, pentru că abia învățau lumea să scrie. Sunt greșeli gramaticale, nu-s diacrici, sunt copii care scriu groaznic, doamne. Pub mention, sunt implicate autoritățile, sau ar trebui să fie. Rux nu știe locația geografică, pentru că de obicei sunt în vestul României, într-un oraș în care pâinea s-a inventat. Sunt like, I don't know what you mean. Autorul e rich. Eat the rich. Detaliu relevant pentru mai târziu. We have an evil parent. Autorul e confident că ajunge pe YouTube. Conde alert. După aia Muna refuză să animeze o parte din poveste, că e weird. Detaliul nu este relevant pentru mai târziu. Povestea se termină prea brusc, gen nu ne mai dă niciun detaliu, nimic. Se zice alt cuvânt cu J pentru Janghina, gen Jargardeaua or something. Nu o să se întâmple la primul episod. BFF e Janghina. Autorul a mai trimis povești selectate. Toată lumea e Janghina. Autorul uită pe cineva când salută. Aici nici nu saluta lumea. Așa. PB mention, la fel ca pub mention. Un animal este Janghina. Jailworthy event. Cineva decedează, na, s-a mai întâmplat. Bărbatul e Janghina. Clar, asta se întâmplă de fiecare dată, n-ai cum. Autorul e Janghina. Cineva ia time out că mă grăbește cu poveștile. Și câștigă Janghina cu procentajul cel mai mic, adică la voi, la prediction în chat. Hai știm prima poveste, care se numește Shared Bathroom. Ne-a lăsat doamna, am intrat, am ajuns în baie, am închis ușa și când m-am întors, puncte, cine-i Janghina? Autoarea și her sau mama și her? Ei, pe vremea aia, lumea punea doar două Janghine. Acum au ajuns oamenii să pună și 15. Ideea este că noi ne putem schimba părerea de cum am crezut că la cine am dat Janghina trecută. Mi-am amintesc specific la povestea asta cu ea am dat Janghina, dar poate mi-am schimbat tot. Eu nu mi-am amintesc la nicio poveste. Ok, că ești tu cu dracu. Da. Shared bathroom. E foarte scurtă, guys. Și e și mult dialog. Aveam 6 ani. Nu tu salonul, tu nimic, pentru că nu era atunci. Aveam 6 ani și eram cu mama la Buște într-o vacanță de un weekend. Ne plimbam prin oraș și după ce am spucat toți dracii că nu mi-e foame, am început să urlu la un moment dat că vreau să mănânc. Sărmana femeie n-o fi băgat în primul restaurant pe care l-a văzut. Nu mai țin minte ce am mâncat. Mi-amintesc doar că la puțin timp după ce am ieșit din restaurant, ne-a luat pe amândouă burta. Însă, nu mai eram prin centru, ci undeva Pinterest-ești, oare nici n-am zis, n-am știut să citesc, printr-un cartier prin care a ales maică mea să ne plimbăm, a.k.a. ne pierdusem probabil. Ne-a luat burta crunt, eu urlam, maică mea era verde-galberă, a zis, hai să încercăm la doamna asta. Doamna stătea la poartă, sunt sigură că am citit povestea cu aceeași intonație, nu e ca și cum my acting skills improved într-un an. Oh no, you... Improved, for sure. S-a scuzat maica mea că face copilul pe el și că să ne lase un pic la baie, că o roagă mult, că nu știe ce să facă. Aceeași intonație, it's the same. Ne-a lăsat doamna, am intrat, am ajuns în baie, am închis ușa și când m-am întors, maica mea era pe WC-ul. Am zis, ce faci? Cum adică ce fac? Mă așez pe WC-ul. Păi fac pe mine. Adore măticoarele. Măticoarele. Păi ce o fac pe mine? Lasă să termine mama întâi și apoi faci și tu. Emoji-ul. Eu. Mama.
Eu, dă-te, mama. Unde să mă dau, mă, mama, lasă pe mami liniștită. Eu mă duc și o împing efectiv de pe WC și dau să mă așez pe jumătate de colac, mă. Dar botulice de copil ai răbdare. Am încercat să o împing de tot, dar nu s-a urnit, așa că am rămas pe jumătate de WC și mi-am făcut treaba. Când am ieșit din baie, doamna în capot era lipită de ușă, cred că asculta cu paharul. Cine e Jeanghina, eu sau mama? După cum v-am zis, extrem de scurte povestele pe atunci. Dacă avea condei sau scria mai mult, cred că nu știa toată lumea cât să scrie, ar fi adăugat mai mult și ar fi fost mult mai funny, dar tot este foarte funny. După aia, autoarea mi-a scris în DM că primise hârtie de aia roz nasoală și că au mai cerut hârtie că n-aveau destulă. I love it. Nu ți-am mai povestit o chestie? Ce did you ever tell it on live? Sau nu mai țin minte, ce anume? I tend to remember something about poop on the floor. Nu mă amintesc. Parcă nu le mai rămâne să scrie. Că au pus hârtie pe jos and she ended up pooping on the floor or whatever, pentru că mai exam se dădea. Wow, nu mai mi-amintesc exact. Dar n-a mai fost povestea. Have I invented this? Hope not, for your sake. Bun, cine crezi că e Jeanghina? Has to be the mom. Eu mi-amintesc că i-am dat Jeanghina copilului. Da? Da, că mi se părea bratty, că n-a înțeles copilul. Da, adevărul e că... Și în același timp, maica s-a folosit copilul. Maica s-a voiat să cace pe ea, să fii serioși, nu copilul. Dar i-a zis la copil, nu, hai, mamă, că mie îmi trebuie și s-a pus repede pe WC-ul, știi? Ca adult... Mai ține-te un pic. Te mai ții un pic. Că e nasol să te cași pe tine ca adult, totuși, în același timp. Da. Copilul, dacă se cacă pe el, asta e alt patron. Dar tu, ca să fii adult, cum mai transporti copilul? Cum te mai descurci? Cum mai mergi cu trenul, cu mașina, cu ceilalți? Deci eu totuși o înțeleg pe mama. Că era mai nasol să fie mama căcată pe ea decât fiica căcată pe ea. Scuze pentru părinții care se uită la asta. Deci, în același timp, cred că în continuare rămân cu părerea că fata e Jeanghina. De fapt, copilul ăla nu știa. Copilul ăla nu știa. O să-i dau lui mama Jeanghina, just for the way she dealt with it. Da, hai să ne uităm dacă asta înseamnă ceva pentru bingo-ul nostru. We have poop mention. Avem poop mention, Dumnezeu știe. Locația geografică am știut-o. Evil parent n-aș spune. Chiar nu e un evil parent. Conde alert n-avem încă. Mona n-a refuzat să anume. Încă. Da, pipi mention, nu? Autorul pentru mine e Jeanghina, parcă i-aș da lui mama acum. Deci, nu, oricum bingo se pune pentru toată ediția de povești de care ne amintim, nu pentru povestea asta, nume. Autoarea era răzgâiată. Autorul How did you get that? Din 6 rânduri. Povestea se termină brusc? I mean, nu se termină... Se termină brusc povestea? Se cam termină brusc, adevărat. Nu știu cum s-au căcat până la urmă. Exact, n-a dat foarte multe detalii. Deci ce facem? Cui dăm Jeanghina? Ce zici? Tu ce părere ai? Eu zic mama. Că mă gândesc că mama putea să mai țină un pic, regardless. Ca să scape mai repede să facă copilul și na. Că după aia na, dacă se cacă copilul pe el, nu mai schimb, copilul nu știe să se țină, tu mai știi, hai da, ok. Mă gândesc că mai poți să te ții un pic. I-am dat copilului înainte, ok? I-am dat în prima ediție. Pentru că, într-adevăr, e mai nasol să fie părinte ca pe el, dar ea adultă se ține un pic pe ea. Da, realist, da, e mai nasol să fie. A, s-a căcat copilul pe el, e mic, nu știe. Whatever, da. Deși totuși nu era mic, avea 6 ani, adică n-avea 3 ani, știi? E mic, nu știe. Am să dau Jeanghina și copiliței, dar Jeanghina supremă, mama. Mă gândeam că dacă judeca cineva copilul că s-a căcat pe el și e prea bătrân, putea să mintă, gen cum minței la tramvai, că ai 5 ani, da. Aveai 6 și eram, nu, am 4 ani. Da, da, da. I poop myself because I'm 4. Da, deci ales și mai răpciugos restaurant in the first place. Că urla copilul ăla ca toți dracii, de ce? S-a rupt lanțul de sclipici. Când am pus povestea asta și am corectat-o puțin, este atât de prost scrisă, este atât de enervant scrisă, încât îmi pare rău că n-am pe bingo card autorul enervant. Ok. Urăsc povestea asta, sorry. E foarte enervant scrisă, trebuie să cenzurez multe chestii pentru că scria foarte prost. Să cenzurezi că era scrisă prost? Da, că jura foarte mult, jignea foarte mult, era rău, rău. Dar o să o citim, dar e nasoală. Adică chiar era nașpa. Dar atunci aveam și un număr limitat de povești. Nu mai știu câte povești s-au ales. Am citit 11 pe stream, 11 era bonus și erau poveste atât de scurte, avea 4 propoziții. Povestea asta e nașpa, dar haide să o citim. I think I remember it. Da. Și îmi aduc aminte cu siguranță verdictul aia. S-a rupt lanțul de sclipici. Așa, toată ora m-am abținut să nu râd isteric văzând-o în prima bancă lângă diavol cu părul lung blond de Rapunzel înfundat cu sclipici argintiu. Cine-i Jeanghina? Autoarea sau sora? Oribil scrisă. Oribil scrisă. Condei, alert, not. Nu. Dacă ar fi trimis povestea asta, acum n-ar citi-o nimeni. Da, nu ar fi. Deci e funny că atunci selectam din ce povești aveam, first of all. Era un experiment și fiind primul episod, dar povestea asta n-ar fi aleasă
Ever, ever. Ar începe să o citească autorii, alegătorii, și n-am mai citit eu, pentru că alegătorii au fost instruiți să nu citească povești care sunt foarte scurte sau povești care încep și oricum foarte prost. E clar că e scris greșit gramatical, e alambicat, e like, don't waste your time, don't read it. Deci n-am chef să o citesc, frate. Sigur să like. Nu mai citi, frate, hai că îi dăm direct. Salut, doamna dirigintă, salut, chat. Totul a început într-o zi tristă de joi, se de la... Deja I'm annoyed, deja I'm annoyed. După ce ne-a dat al miilea test la mate a tot sugător de energie și de nimptate, am luat depresii cu capul sprijinit de bancă și în mâini telefonul cu Heyday. Aici țin minte că am făcut o remarcă pentru că I do love my Heyday. I used to love it. I was, to be completely honest, a bit addicted to Heyday. Am băgat un milion în Heyday de 2,50 de lei pentru niște pack-uri speciale. Sunt level 50. Te mai joci? Am jucat, nu. Dar celălalt joc pe care ai fost obsedată, te mai joci? Fallout Shelter, nu. Ok. Sau celălalt, Kim Kardashian, Hollywood. Nu, ăla ai fost obsedat de mult, ăla înțeleg. Nu s-a oprit oricum? Nu l-au gen închis? Ok. Mm-hmm. O colegă, să-i zicem soră, de la soră medicală, another story. Zimi! A vrut să mângâie nervii deja prăjit și mi-a aruncat cu sclipici în cap în loc să-mi vină să-mi dea o pupă. Gen, nu, un pupic. I am so annoyed! După aceea, în pauza din ultima oră, m-am ridicat din cercul meu vicios Heyday și am turnat întregul tubul de sclipici în cap, întreg tubul, știind că avea oră cu diavolul moșar de fizică, să-i zicem Fosilescu. Când au fost lăsați Adam și Eva pe pământ, au declarat că era și el acolo. I'm tired. E scurtă, dar te obosești așa mult? Adică să încercă și autoarea, looking back, hates that she wrote it like this. I'm sorry. You can't, like, nu. Do you think she hates it? Da, pentru că s-a maturizat într-un an. Da, s-a maturizat într-un an mult. N-ai cum. N-ai cum. Așa, toată ora m-am abținut să nu râd isteric văzând-o în prima bancă lângă diavol cu părul lung blond de Rapunzel înfundat cu sclipici argintiu. Surprinzător, Fosilescu nu a spus un cuvânt referitor la borâtura de unicorn din capul ei, condițiile în care se lega până și de un strop de apă ajuns pe catedră și îți dă doi. Ce să zică? Man, I don't care. Am depredat ora de fizică. Lasă-mă, bătrân. Am stat toți în tensiune așteptând să observe sclipicio house. Ce nu mai prescurta chestii, nu mai inventa cuvinte. Și să ne bată. Aici am cenzurat eu, că ziceam mult mai rău. Ora a trecut și m-am îndreptat spre ea pentru a merge în stație împreună, unde așteptam romantic în fiecare zi autobuzul, însă a grăbit pasul, oferindu-mi tăcere la orice încercare de a fi ha-ha-haioasă. Do you hate me? Why did you bring me here? I'm so sorry. Și nu am mers în stație. Am aflat de la un coleg să-i spunem puțuc, why? How is this name funny? Că sora a fost pusă să șteargă sclipiciul a făcut acasă cu un colț de pâine. Ce? Nu mă întrebați cum și pe lângă chinul suprem al curățării și spălării părului, a dat-o afară și pastorul din biserică, făcându-i un control de rutină și văzând că e julită în genunchi de la curăța până la ultimul punct de sclipici, acuzată de obrăznicături și de pierderea feciorității înainte de căsătorie. This didn't happen. Gata a fost de ea. Da, dar știi ce nu înțeleg? Că pentru pastorul din biserică e clar că nu există altă poziție decât misionarul. Deci cum ar fi pierderea feciorității dacă stă în genunchi? Deci de unde știa el pozițiile? De unde știi? Da. Cu smelte deltet. Da. Te-am prins. Vrei să-mi spui tu că știi tu de doggy style, de alte nebunii? Nu știe, mă rog. Gata a fost de ea. Și în plus era să primească și diriginta noastră în apel de urgență la 10 seara de la părinți să se plângă că îi dau bully sclipicios la soră. Însă totuși sora s-a opus, salvându-mă de la o situație penibilă, să vină maică-ta la tânână. I-a fost lene să scrie tine. I-a fost lene să scrie tine. Să te certe că arunci cu sclipici ca la grădiniță. Așa zilele au trecut de atunci, dar sora încă nu vorbește și merge pe jos un kilometru ca să mă evite până în următoarea stație față de a noastră, dulcea noastră stație. Nimic nu era mai frumos ca bârfele noastre după absolutul iad de liceu. Deci erau la liceu când erau liceu, I don't believe it, I'm în așteptarea sorry. Badoacelor de autobuze veșnic întârziate, glumele, împins un boscheț, why would you do that? Teoriile, poveștile, tachinatul, oh, nimic nu doare mai tare ca dragostea. How would they be veșnic întârziate? Pentru că dacă întârzie destul, it's actually early, right? Dacă vine din 10 în 10 minute și a întârziat 9 minute, practic e mai devreme decât cel de pe... Scuze, nu fac mate. În fiecare zi stau în stație singură, înconjurată de babe care discută despre generația noastră stricată și ce tigăi tefal și-au mai luat, regretând că am pus prea mulți sclipici și că i s-a urcat sclipiciul la creier. Oare va mai fi relația cu sora la fel? Oare pregătește o răzbunare și mai mare comandând un tub de un metru de sclipici? Oare pastorul va primi înapoi în piscină? Oare este biserică? Oare va ajunge la psihiatra Beclean din cauza mea? Cine e asta? Este doamna de la voi din școală? De ce îi zici pe nume? Oare totuși cine e Jean-Ghina dintre noi două? Autoarea se acordă punctele. I've had enough of this story. I've had enough. Nici nu te mai întreb ce crezi.
Zici ce crezi. Tot ce pot să zic este că cred că era un motiv pentru care nu erau poveștile vizibile pe YouTube. Pentru că once you see them in front of your eyes, they're worse. Da. Hai să intrăm la bingo. Ce putem să acordăm la acest bingo? Autorul Jeanghina. Cineva Jeanghina. Rog să nu știe locația geografică, că Beclean e o localitate. No, it's not. Era o profă. E psihiatria Beclean. Nu se pune. Stop trying to influence the bingo. Povestea numărul 3 se numește Cupar, mitomanie, GTA și parasocialism. Să vedem. Intro in prediction. Acum un an și câteva luni căutam de lucru ca editor, doar că nu prea aveam experiență, așa că... Cine e Jeanghina? Autorul Hihem sau Șefii? Autorul mi-a dat un DM după difuzarea episodului sau după stream și mi-a zis că regretă ce s-a întâmplat și că își cere scuze și bla bla. O să zic bla bla pentru că I haven't forgiven. Mă întreb, unde e autorul acum? Probabil e coleg de birou cu tine și editează mâna, you never know, că știi că tu lucrezi și la altă companie. Cupar, mitomanie, GTA și parasocialism. Salutare, am o poveste reală, dar am modificat câteva date pentru a nu putea fi probă la poliție. Spor fine și stream fine! Acum un an și câteva săptămâni căutam de lucru ca editor, doar că nu prea aveam experiență, așa că am mințit în CV, am pus 2-3 clipuri ale lui Fire, că tot spunea el că e ok să minți în CV, și aia e. Să mă ierte nea Cupar, dar nu știu prea multe despre el. Ajungi la interviu, unul de acolo chiar l-urmărea pe Fire și știa de Bușu și Cupar, că nu e Cupar, e Cupar, l-a scris cu un A. Da. Și mă întreabă, nu avea 2 editori sau știu greșit? Eu urmând să-i explic 10 minute cum de fapt Cupar nu editează așa mult, ci face dropshipping cu editatul. Adică el ia task-urile de la Fire și mă învață să editez în timp ce îi fac munca lui. La început eu îl plăteam pe el, dar după ce am învățat, îmi mai dădea câte un clip și de o șa urma. Cât îți dă să editezi un clip de face adevărat că s-a scumpit așa mult mâncarea și urma and the state of the economy, că probabil da, 3 milioane mai un și urma. Să-i fac treaba, să văd dacă mai știi să editezi, dacă abia te învăța, da, Cupar saying that, Cupar an angel on earth saying that. După încă 15 minute de mitomanie și de parasocialism, au spus că sunt calificat și am fost angajat, să-ți dea Dumnezeu sănătate Cupar, aici am corectat eu numele. Acolo la job era un băiat care era fan mare Fire, dacă vezi asta să te GTA că știu că tu ai sifonat. De câte ori vorbea de Cup, cum îi spuneam eu, hashtag mitomanie, îi ziceam simplu, lasă-mă aia că nu vreau să vorbesc de ăla. Nu e așa de treabă pe cum pare. Nobody would say that about him. După cam 4 luni s-au prins și mi-au zis să-mi dau demisia. Nu am vrut, așa că încerca să-mi facă viața grea. Nu știu dacă până aici ați observat, dar sunt destul de nesimțit. N-am observat. Mereu eram în urmă cu ce aveam de făcut, dar nu destul cât să mă poată da afară. Doar nu am făcut nimic ilegal. Așa că am zis că merge și un fals în acte în GTA. Îmi scriu demisia, mă duc la secretară, îmi dă ceva acte să le semneze șeful îl mare, mă duc spre el, bag în jumătate o scrisoare de recomandare și îl pândesc când are treabă. Când era mai ocupat, m-am dus la el, le-a semnat și am plecat cu scrisoarea de recomandare. Jail. Ce-i drept? Dacă vreodată un angajator vă zice dă-ți demisia, nu vă dați. Pentru că dacă vă roagă ei să vă dați demisia, înseamnă că nu are motive să vă concedeze și vă luați salariul în continuare bine liniștiți. Asta, schema asta cu dă-ți tu demisia, este o schemă că n-au niciun act de doveditor, n-au niciun motiv sau trebuie să vă plătească salarii compensatorii și nu vor. Așa că stați, țineți-o pe voastră și nu vă dați demisia. That's why I respect this autor. Cred că asta a fost părerea mea și data trecută, dar pur și simplu, în afară de faptul că a comentat de Cupar, I totally respect them for lying the and hassle. Everything else, da. Ok. I don't appreciate the Cupar slander, though. Ah, dacă vă zici într-adevăr să vă dați demisia și you kind of want it, negociați-vă salarii compensatorii. 3 cel puțin sau dacă nu chiar 6, da? Părlitul ăsta. Jobul 2. În mai puțin de o lună am fost angajat în altă parte, tot asemănător. De ce ai plecat de la fostul job? Jeanghina de X o să dea faliment curând, așa că am părăsit barca primul, dar am muncit pe brânz, după cum puteți vedea din scrisoarea făcută de fostul șef. Honestly, I didn't know people use scrisori de recomandare. To this day, mai lasă-mă în pace. Cine te recomandă? Munca Mata. Mea, uite de portofoliu. Sau scrisorile alea de intenție. Cam intenție. Ah, vreau să lucrez la firma voastră că-mi place. I need the money. Da, urăsc întregul proces corporatist de I have to prove myself. Dă-mi job-ul. Dă-mi job-ul și lasă-mă. Am lucrat job-ul ăsta, exact job-ul ăsta. I did it. Probabilitatea să o fac și la tine is pretty good, nu? Trebuie să vrăjești la interviu. I was pretty good at it. Măi, dar nu mai suportam uneori. Măi, de ce întrebările pe care le primeam erau gen... Ce înseamnă creativitatea pentru tine? Că lucram în departamentul de creație al unei agenții de publicitate.
Înseamnă că vreau banii. Mi dați? Care din campaniile pe care le-am făcut noi e preferata ta? I'm sorry, I didn't care. Până acum 5 minute nu știam cine ești. Ce faci? Dar că eu. I'm sorry, but I was like very good at interviews. Pentru că știam cu ce l-am interviu, da? Cu pârlitul ăsta de director de creație. Și de obicei era bărbat, să fim serioși. Mă uitam pe LinkedIn la el ce a făcut, ce campanie a făcut și ce-i place. Și introduceam în interviu. Am făcut și eu asta la un moment dat. And it worked really great. Da, it's too much effort, I don't care, I'm sorry, I don't care enough. Ai de regen era, da, îmi plac foarte mult, nu știu, campania de la Super Bowl și el făcuse campania la Super Bowl. Ah, da, păi și eu am făcut, da, normal că o știu, Doamne. Sau el făcuse multe campanii sociale. Prefer mult campaniile sociale. Și eu la fel, și eram, sorry, dar... Ah, și tu faci campanii sociale, I don't know. Și ce tip de muncă îți place cel mai mult să faci? Mă uitam de ce tip de muncă au nevoie sau ce a zis el. Că... Aha, tipul ăsta. Oh, super, mega, we love. Mi-a mers de absolut fiecare dată. I'm so sorry. Is it evil? Nu. Că și tu, de ce îmi ceri mie să am eu lucruri în comun cu tine? I don't fucking care. Vezi ce portofoliu am, vezi că am muncit, dă-mi ciopă și lasă-mă vreme ce se poate mie că am eu chestii în comun cu tine. Dar faptul că te aleg știind că ai chestii în comun cu ei și că uite și tu, ți-e place munca asta pe care am făcut-o. I don't care, dă-mi job-ul și dă mai mulți bani. Așa, să continuăm cu povestea asta. Bun, totul merge bine câteva luni și află Jeanghina de șef unde m-am angajat. El avea niște prieteni aici și a aflat de la ei totul și de scrisoare, de ce am plecat și tot. PS, aici nu am mai mințit legat de Cupar, ci doar de fostul job. Acum, logic că povestea și la iveală, liderul de echipă era cam pus pe mine, dar ce să facă? Eram exemplar din punct de vedere disciplinar, deși se vedea că nu am așa multă experiență. Noroc că i-am cerut concediu și din ură nu mi-a dat... Pot lipsi joi de la muncă, e urgent. Nu știi că ești de bază, avem nevoie de tine. Era ironic, dar nu voia, totul prin mesaje. Am mai băgat câteva CV-uri și la un job și arăt conversația scoasă din context că par de, să par de bază. Acum sunt la al treilea job și sunt plătit 155% față de primul job. Întrebarea, cine-i Jeanghina? Eu că am mințit sau șefii că au ținut ura? Deci doar asta, că au ținut ura, nu alte lucruri pe care le-a făcut el. Peste scuze, sunt puțin amețit când mărturisesc astea. Cine ești? Will we ever find out? Dacă e Muna, actually. Dacă așa landed the fire job by lying. Mai puțin îndreptate. Și după aia vine la mine și eu s-al treilea sau al treilea job. Tu ești al treilea. Eu s-al treilea. Deci a lucrat la Shelly. Shelly a zis lui Fire. Da. Fire a plecat de la Fire și a venit la tine. Wow. I would never do this to Cupar. Ah, that's a fact, ok, nu poate fi Muna. Acum, doar din cauza. Că-l știi, da, gen înainte. Muna nu trebuie să mintă în CV ca să obțină joburi. Pe mine m-a mințit. Mi-a zis la ce alt streamer a editat. M-a păcălit. Muna mi-a arătat meme-uri pe care le-a editat și and I said, these are beautiful, you're hired. Ce-i drept i-aș da Jeanghina în continuare tipului? I wouldn't. Tot la fel ai rămas. Jeanghina Supremă este autorul să se acorde punctele. Hai să ne uităm totuși la ce punem aici la bingo. Doar a vrut și el să mănânce. You just said... Da, dar a fost evil cu Cupar. Păi da, dar dacă nu ar fi zis în băuță de la cine e Jeanghina, n-ai fi știu niciodată. Dacă ar fi zis, am mințit în CV, tu erai, ho-ho, that's great. Nu? Nu? Adevărat, dar l-aș jigni pe Cupar, sau? Da, dar... Da, dar putea să mintă fără să-l jignească pe Cupar. Putea să zică, băi, da, Cupar mă ajută, e foarte nice. He could have said it in a different way. Nu. Autorul nu apreciez că l-a mințit pe colegul ăla. Pe șef, sure. Dar după aceea că a zis, lasă-mă cu Jeanghina aia, cu Cupar. Cupar is an angel. Cupar is an angel. Era autorul Jeanghina, dar altceva nu cred mai e. Bărbatul e Jeanghina, dar mă refer să fie o autoare și bărbatul să fie Jeanghina. Gel worthy event? Nu e. Sure, am mințit în zi, dar nu e gel worthy event. Autoritățile n-au fost implicate. Evil parent, detalii. Da, atâta. Atâta din acest bingo. Penultima poveste, asta era interesantă, este cea mai ok scrisă și cu un pic mai mult Condei. Stai să-l dau mai așa. Bun, se numește horoscopul compatibilităților sexuale. Un pic mai târziu primesc mesajul, you look so sweet în haine de casă. Cine e Jeanghina, autoarea și her sau Marinel? I don't remember the story at all. At all. O să fie o noutate pentru mine. Hai să vedem. Nu, cred că o să te amintești. Da, dar gen, toate mi-am dat seama de poveste din intro, asta no idea. Nici titlul, nici intro, no idea. Titlul nu era ăsta, titlul nu avea și l-am dat eu acum. Ah, nu aveau titlul atunci?
Nu prea, nu. Adică nu-i obligam eu să pună titlul, le-am zis că ar trebui să pună titlul și unii au pus și titlul era cine-i Jonghina. Așa, hai să știm povestea. Bună ziua, prieten. Am decis să mă împărtășesc cu voi o poveste cu un băiețaș din facultatea mea. Bună, prieten. Și kind of said hello. Adică alții n-au zis deloc hello. Da. N-a zis hello, Rux, Vlad, nu știu, că nu știa, da, Stel. Un băiețaș din facultatea mea. Sunt în anul 2 de facultate la Iași, nu are importanță unde exact. Ca să începem direct cu un mic backstory, sunt în grupă cu un băiat, Marinel să-i zicem, care are un crush pe mine de ceva timp, dar nu mi-a zis niciodată nimic concret și am ales și eu să mă fac că nu știu. Anul acesta Marinel s-a decis să ia atitudine, să înceapă să mai dea mesaje din când în când. Ok, să zicem. La facultate vorbeam, era un băiat ok, eram prieten, dar nu genul meu. Îmi făcea apropori în toamnă dacă am cunoscut pe cineva, eu vorbindu-i despre ce am făcut astă vară și etc. O altă conversație interesantă este următoare. Eu sunt șefa de grupă și trebuia să adun fișele semestriale. Marinel se decide să-mi zic că vine să-mi o aducă personal la cămin. În condiții în care nu mă întrebase înainte, pe lângă faptul că trebuia să ies cu o prietenă și a trebuit să-l aștept, că na. Ce o fișă semestrială? I think I asked that last time. I never found out. E o fișă care apare pe semestru. O să mor fără să știu, bine. Asta e. Anyway, ies în pijamale, gen în tricou și pantaloni scurți, ajunge la mine, văd că nu a completat niște chestii și îi zic să o facă din nou, să-mi o aducă ziua următoare. Un pic mai târziu primesc mesajul. You look so sweet în haina de casă. Ok, no comment. Altă dată s-a decis să mă întrebe ce zodie sunt, i-a zis că sunt fecioară și îmi dă o poză. Ce era în poză? Horoscopul compatibilităților sexuale. Dacă, că autoarea zicea că trebuia să iasă cu prețând, dacă nu erau orele de casă și era cu ceva să ia, să ia. Oh, that's so bad. Arată superb. Haine de casă. Ia uite-te pe de ieșit afară. Care haine de casă? That's what I'm going on with. Deviez de la subiectul principal. Deci acum mica povestioară să vedem cine e Jeanghina. Primesc mesaj de la Marinel cu care avea o surpriză pentru mine. Eu puțin speriată, așa îi zic totuși ce. Îmi trimite un fel de desen digital după o poză postată de mine pe Instagram. Nu cine știe ce, dar i-am zis că e cute să nu fiu nesimțită. E, nu mai fiți politicoși cu bărbații care sunt insistenți. Nu mai știu ce zi a trecută, dar asta vă zic acum. Nu mai fiți politicoși, nu e nevoie, nu trebuie să ziceți din respect, nu. Nu-i nevoie. Ți-a trimis o poză urâtă, zici, ok, nu trebuie să fii, ca să nu fii nesimțită. Fii nesimțită. Fii nesimțită. Sunt bărbat. O să zic, o, gagica asta mă vrea. Așa. Marinel îmi scrie, doar drăguț? Știi, gen, ca și cum mi-ar fi pictat Picasso. Și eram la modul, ce altceva să zic? I-am zis că astfel de cadouri ar trebui să se facă iubitei, nu mie. Lucrul la care el îmi răspunde că el nu face cadouri de genul la persoane de care este îndrăgostit. Aha, ok. După m-a lăsat în pace. Mai pe seară, fiind la cămin, primesc alt mesaj. Am uitat să zic că o să postez desenul pe Instagram. Da, cu să-ți legat, nu scrie corect gramatical în general. Și eram question mark. Nu știu dacă le-am zis. Era tot unul. Question mark? De să țineți minte că eu am vorbit cât de frumos am putut. I-am zis că aș prefera să nu o postez, deoarece nu i-am cerut acest lucru. Marinel spune că nu vede problema, la care eu îi spun că este fața mea și am dreptul să refuz. El spune că este opera lui și are drept pe ea. La care eu îi spun că așa o fi, dar nu mă simt confortabil să o posteze. Marinel spune că putem ajunge la un compromis, adică să o postez, dar să nu-mi dea tag. Băi, eu mi-am dat un tag și mi-au zis, am scos tagul lui Rux. Ce-ai scos? Eu îi spun simplu, nu, am zis că nu vrea, dar Marinel o ține pe lui și că spune că el va face ce vrea și că de ce, citind mesajul lui, nu vreau. Eu încerc să-i păstrez calmă, îl sun, că nu trebuie să dezvolt un motiv, că nu trebuie să dezvolt un motiv, nu este și el un răspuns, foarte corect. Marinel zice să înțeleg că nu vrei să-l vadă cineva în nume, eu mă gândeam doar cum să fac să înțeleagă că nu vreau. Gen ca îl vede iubitul tău și nu mai are el șanse cu ea. El tot pe a lui o ținea. Iar eu îi zic că nu ăla e motivul și că de ce trebuie să mă justific când deja am zis că nu vreau și că nu mă simt confortabil să postez ceva cu fața mea fără acordul meu. Marinel îmi spune că nu e ok, nu e o poză, ok? I-am zis că apreciez gestul, dar nu doresc să o posteze pe Instagram. Iar Marinel spune și el că iar că e opera lui, eu îi spun că nu vreau. I guess toată fraza să zică da, nu. Mi-am certat. Eu am zis nu. Până la urmă îmi spune că nu o va posta momentan. După aceea nu mi-am mai vorbit la facultate sau prin mesaje. Și încă un lucru, eu vorbeam și cu colegii mei de la facultate, două fete. Adică și le arătam situația, se minuneau și ele. Marinel vorbește cu una din ele și spune că înțelegea dacă aveam vreun motiv valid. Nu am un motiv valid, I don't like my consent. Said, what more do you want? Și mai spune că dacă prietena mea ar fi postat în locul lui și aș fi acceptat. Da, pentru că m-ar fi desenat pe tata mea.
Nu tu, un tip care n-am treabă. How do you know? Așa. Și că i-am vorbit de parcă era ultimul joc și că nimeni nu l-a refuzat până acum. Oh, un bărbat care n-a fost refuzat până acum este un demon. Fata încearcă să-i explice că dacă nu vreau, nu ar trebui să mă oblige să accept, că dacă nu îl plac, asta e. Doamne, câtă muncă de convingere să-i zici unui băiat, lasă-mă în pace. Da, efectiv. Țineți minte că eu am vorbit frumos. Unde am zis că e jeg? Se zice ceva de jeg. Anyway, cam asta e povestioara, so... she never asked cine e Jeanghina, but I guess she meant it. So, da. Cine e Jeanghina? Clar, este el, băiatul. Bărbatul e Jeanghina. Da. Clar, Jeanghina supremă, fata nu e Jeanghina deloc și was nice. Da. A fost prea nice. Efectiv, a fost prea nice. Și el a interpretat-o, Mă vrea. Vrea să mă f***. Cineva este zis... politicos cu mine? Da. A zis cute. Deci hai să ne uităm pe bingo, ce acordăm, să se acorde punctele. Also, da, a fost foarte condei această poveste pentru prima ediție de Jeanghina. Da, ai dreptate. This was condei. Da. Condei, chiar e mai bine scris decât celelalte. Așa. Și autorul este bărbatul Jeanghina. Da, nu cred că o să se facă bingo. Aproape am decedat la povestea cu sclipici. Da, am decedat noi. Da. Adevărat. Ultima poveste care este extrem de scurtă, pentru că noi am citit again 10 povești, n-am pus doar 5 pe YouTube și pe asta a fost așa mai bonus. So let's see it. Se numește Shaorma Buclucașă. Eu îi tot explicam că eu mi-am mâncat-o pe a mea. Cine e Jeanghina? Autora și her, mama și her sau shaorma? Maică-mea și cu mine ne contraziceam cine nu a mâncat toată shaorma din frigider, pentru că rămăsese foarte puțin din ea și trebuia mâncat-o, of course. Eu îi tot explicam că eu mi-am mâncat-o pe a mea și ea mi-a zis: "Mai ești nesimțită să minți că ai mâncat tot." După ceva timp am întrebat-o dacă și ea și-a luat shaorma și a zis că da, că a fost cu pui. Și eu am zis: "A mea era de vită, în frigiderie de pui." Și i-am zis, după că ea minte, s-a supărat pe mine. E mai de Jeanghina? Wow, atât de scurtă! Da. N-ar fi fost niciodată selectată, n-ar fi vreodată povestea asta selectată acum. Și era mai mult bonus și atunci. Adică mi-am amintesc că ai zis că e bonus. Cred că ai primit 11 povești și ai pus 11 povești. Foarte posibil, actually, foarte posibil. So, cine crezi că e Jeanghina? Data trecută, cred că am zis că shaorma e Jeanghina pentru că n-a fost destul de mare. Dar acum, I don't remember why I said that. Că gen... It doesn't make any sense. Eu n-aș fi fost supărat dacă era o shaorma gratis în frigider pe care puteam să mănânc. Gen, în momentul în care zici, de ce nu ți-ai mâncat shaorma, mă duceam și o luam. Da. Nu mă interesa că știam că nu-i shaorma mea. Ok. Eu aș zice că mama e, că ce obligă copilul să mănânci tot din farfurie. Te recu. Jeanghina supremă e mama, autoarea nu-i deloc Jeanghina, shaorma... Nu e Jeanghina. Nu-i shaorma was just there. Mama e Jeanghina că nu și-a mâncat toată shaorma. Da. Cine nu mănâncă toată shaorma? Cine uită de shaorma? Ok, nu mănânci toată shaorma în one sitting. Tu mereu ții o shaorma mare și ți-o împărți. Da. Gen, îmi rămâne mereu un sfert de shaorma cel puțin și mereu it's the always on my mind. E primul lucru pe care îl mănânc dimineața. Mă trezesc, mănânc shaorma de aseară. Cum adică să uit de shaorma? Adevărat, adevărat. I don't agree. You have a point. Ai un punct de vedere. S-a mai acut după aia să zici... Nu, Vlad, calmează, te rog frumos, suntem aici cu oameni ăștia de fața. Hai de gata. Te rog. Nu că facem Jeanghina la asta, bingo-ul. Nu e nimic, autorul nu știm dacă e rich. Efectiv, I mean, evil parent. Că nu se-a mâncat shaorma. Ok. Hai să ne uităm la YouTube video, să vedem ce dracu am zis. Ce este Cine-i Jeanghina? Cine-i Jeanghina este o emisiune inspirată din seria Am I the Asshole de pe Reddit, în care eu citesc poveștile trimise de se aude. Wow, e înregistrată cu ce? Cu telefonul? Credeți frumând ca la final să dau verdictul. Sunteți voi sau persoane implicate Jeanghina în poveste? Aș vrea să-l invităm în scenă pe co-hostul meu din această seară, persoana cu care voi dezbate. Care dintre voi este Jeanghina? Haideți să-l primim cu multe aplauze pe nimeni altul decât domnul camera. Vlad! E rău. Da, camera era pusă pe laptop, este camera mea veche, o am aici, o arăt. O mai am, că o mai folosesc la terapie, că nu are domn nevoie doamna să mă vadă HD. Este acest webcam, îl recomand pentru începătorii de stream. Și pentru că era pe laptop, dacă mișcam laptopul sau ceva, așa se făcea camera tot timpul. De ce ți-i planta aia acolo? Că așa era și aici. Așa she was there. Cine este în chat, cine a fost în chat în ediția 1 și este și în chat aici, primește un pupic virtual. Dacă îl vrea. Scuze. Mă doare mâna, nu mai țin plan. Lași camera. Aici. Bună ziua. Salut. Nu purtam un tricou. Mulțumim mult. Purtai tricou gri, ai venit îmbrăcat greșit. Cum mă simți
să fiți primul co-host al ediției 1 din Cine-i Janghina? Sunt foarte entuziasmat să fiu aici la emisiunea Cine-i Janghina. Am auzit că are foarte multe prospecte pozitive. Bun, prieteni, mulțumesc că ați trimis. Asta era reacția de la altceva, doar, ok, taci din gură. Bun. Aveam rădăcinile crescute un pic mai mult. Machiajul am încercat să mă machiez la fel, dar acum se vede mai bine. Rujul e un alt combo. În rest arde exact la fel. Nu aveam și pistrui aici. În seara aceasta o să ne uităm la 11. Atât am selectat pentru dumneavoastră. Am încercat să le selectez. Cred că am primit gen 12 sau 14. Și am selectat câteva. Celelalte erau problematice, gen pe care le-ai primit doar să am din de pe adresa de e-mail. Acum să vedem. Titlul este Cine-i Jean? Stai să facem pe viteza 2, că deja, știi, quality 720, cred că era maxim oricum. Hai, spunem 1.75. Eu sau mama. Deja avem încătătura familială. Aveam 6 ani și eram cu mama la Bușteni într-o vacanță de weekend. Ne plimbam prin oraș și după ce am făcut ca toți dracii că nu-mi e foame, am început să urlu la un moment dat că vreau să mănânc. Sărmâna femeie n-o fi băgat în primul restaurant pe care l-a văzut. Un copil de 6 ani nu are 5-7 ani de acasă. Foarte amuzant comentul ăsta. Ne-a luat burta crunt. Eu urlam, maica mea era verde-galben. De ce am dispins Pinterest? Oare s-a editat povestea? Hai să încercăm la doamna asta, doamna stătea la poartă. Ce? Adică să roage pe cineva să o lase la baie. S-a scuzat maica mea că face copilul pe el și dacă ne lasă un pic la baie, că roagă mult, că nu știu ce să fac. Să rogem străinii pe care le-a da. Mi se cacă copilul, vă rog, lăsați-l. Ne-a lăsat doamna, am intrat, am ajuns în baie, am închis ușa și când m-am întors, maica mea era pe WC-ul. Okay. Am râs mai mult că era prima oară când reacționeam la poveste și nu știam. Acum am râs mai puțin. Domnul Vlad, fii doamne, bereți, n-am luat să mă uit, citea de pe telefon. Oh, superb. Wow, respect mama, copilul Janina. Am zis, ce faci? Cum adică ce fac? Mă așez pe WC-ul, îi fac pe mine. Deci eu fac pe mine, lasă să termine mama și întâi și apoi faci tu. Am citit cu aceeași intonație. Dă-te, unde să mă dau mai mama, lasă-o pe mami liniștită. Eu mă duc și un ping de pe WC și dau să mă așez pe jumătate de colac. Dar vă dorește de copil ai răbdare. Am încercat să o împing de tot, dar tot nu s-a urmit. Așa că am rămas pe jumătate de WC și mi-am făcut ceva. Cine e Janghina, eu sau mama? Puteți să vedeți povestea aici cu emojis cu tot frumos? Wow, cum era bun! Wow! Hai, Mina, primul episod. It was a journey. Super. This was beautiful. I feel like dacă eram pe dintr-o, s-a se cace pe ea. Că tine copil, mă rog, 6 ani, care bec. Dacă mă trecea pe mine, la fel, mințeam că are nevoie copilul, deși nu eram niciuna și mă puneam eu pe WC-ul prima. Dar gen respect că au putut amândouă, lăsați, cât de mare era WC-ul ăla? Just imagine, ce mi se pare de cam imposibil. Cum împarți colacul, că eu nici așa n-am luat. Adevărat, cum împarți colacul cu cineva? Cum s-a terminat? Păi ne zice doar așa, Cine-i Janghina. Și din câte știu, o persoană care a trimis nu are cont de Twitch și nu le poate da detalii. Dacă persoana care a trimis povestea dorește să-mi dea un DM pe Instagram să ne zică, I would appreciate it, dar nu cred, nu știu dacă o să-mi zică. Ok, cred că mi-a scris. A zis că mama mi-a mai dat un sunet. Oh my god, that's beautiful. Tu m-a dat sulu, m-a descris tot și m-a aruncat sulu ca la câini. M-a pus mama să cer în consul. Nu. Deci mi-a dat sulu pe geam, geamul dădea în curte. V-a aruncat sulu pe geam? Nu pot să cred. I-a dat pe geamul de la spre curte și ne-a întrebat dacă suntem bine când a ieșit, ce aia a fost. Ce băbuță drăguță. Sincer, respect băbuța. Băbuță drăguță. Ok, look. Poftă bună YouTube, a fost primul poftă bună spus. Nice. De tot contextul. Am să zic, copilul ăsta e Janghina. Copilul ăsta e Janghina. Un copil răzgheia care nici maica sa n-a fost prea bună. Am dat Janghina copilului aici. Da, ai dat-o mai așa. Deci n-a pus măcar să facă pe multă hârtie pe podea. I mean the world solutions, Livia. Da. A, asta a sugerat cineva. A zis cineva. A sugerat asta. Deci ți-aminteai tu ceva, ok. Auzi, this is a solution. Și așa n-avea hârtie. Le-a mai dat un sul pe geam. Să facă pe podea bolnavilor. Mie mi-era rușine să merg la baie să fac pipi când eram în casă de primă. Opa, Muna! Muna appearance! Mare și mă țineam până acasă și într-o zi nu puteam nici de cum să deschid ușa și am făcut pe mine în fața ușii. Am văzut într-un SH. Și ți-a plăcut Muna să se amintească povestea asta ta despre pipi pe preș. A rămas forever on the internet. Cu plăcere, Muna. Că s-a bișat pe ea în fața... Las, că a făcut și chestii mai rele. Ce-a făcut? Păi... Poate să ne zic acum că să rămână și asta pe internet? Nu, mai sunt atât de multe. Ok, nu mai opriți-vă cu de poop stories, mai citesc. Am citit, uitați cât de multe poop stories erau. I'm sorry, I'm done with the poop stories. But you know what? I was never done. To this day, I'm not done. Dar și atunci am prins un pic și am zis, bă, nu vreau așa multe poop stories. Și lumea a văzut reacția mea și a zis, știi ce, o să-i trimitem și mai multe. Vreau deja să intru pe bingo și să punem pipi mention, că a fost menționat. Muna s-a bișat pe ea. Fair, da. Trecem la următoarea poveste. Bun, asta nici nu o citesc pentru că e fix aia cu sarul planțul de sclipici, cred. Care are un titlu superb. Titlul este sarul planțul de sclipici. Da, nu. N-am chef să o aud pe asta. N-am chef, nici nu știu atunci. Dar vreau să vă reacții. Vreau să văd dacă eram mai fel de spălat. Ok. Tot a început într-o zi tristă de joi, se de la după ce am dat al milia test la mate, a tot sugător de energie și demnitate. Am luat depresie cu capul sprijinit de pancă și în mâini telefonul cu Heidi. Ador Heidi, I love you. O colegă, să-i zicem soră, de la soră medicală, another story. A vrut să mângă nervii deja. Nu, adică că eram cam nice aici, eram gen, da, nu, era prima okay, ediție. Era prima ediție. N-am atât de mult nu vrei să prezidezi schimb, nu? Hai, cum mai lasi, la 1.5. Și în cap, în loc să vină să-mi dea un pupic. Mă, m-am ridicat din cercul meu vicios Heidi și am turnat întreg tubul de sclipici în cap. Ok, tu ești Janghina, what the fuck? Știind că aveam oră cu diavolul moșar de fizică, să-i zicem Posilescu, așa toată ora m-am abținut să nu râd isteric, văzând-o în prima bancă, lângă diavol cu părul lung, blond de Rapunzel, înfundat cu sclipici argintiu. Ora a trecut și m-am îndreptat spre ea, pentru a merge în stație împreună, dar așteptam romantic în fiecare zi autobusul. Însă a grăbit pasul, oferindu-mi tăcere la orice încercare de a fi ha-ha-haioasă și nu am mers în stație. Am luat un coleg să-i spunem, okay, da.
Că sora a fost pusă să șteargă sclipiciul făcut. Uită-te la tine, uită-te la tine, uită-te la tine, ești like disgusted. Nimic nu era mai frumos ca vârfele noastre după absolut iadul din liceu, în așteptarea baduacelor de autobuze veșnic întârziate. Glumele, împinsul în boscheți, teoriile, poveștile, tachinatul. Oh, oh, this is just Eminescu. Nici așa se scârbi, you don't care. I don't wanna be there. Vai, tare ca dragoste. În fiecare zi stau o stație singură, înconjurată de babe care discută despre generația noastră. What in the Wattpad, Muna? Oare totuși cine e Zhang Yi între noi două? Let's not say anything yet. Hai să punem povestea pe ecran. This is the story. Aș vrea să văd ce au zis oamenii până acum. Zhang Yi, nimeni n-ar trebui să arunce neconsens sau să-l pici în capul nimănui. Înțeleg că a început tipa, dar tipa a continuat mai rău și a afectat viața mai mult. Pentru că n-avei cum să nu știi contextul ei, că părinții certau sau că la biserică certau, dacă era atât de prieteni și bărbați în fiecare zi. This reads like a Wattpad story. Da, profu e Zhang Yi. I mean, adică înțeleg că e Zhang Yi în alt context pe care nu le știm, dar n-a fost Zhang Yi în momentul ăla cum s-a luat de ea. So, e scris cu AI. Efectiv, nu e scris cu AI, cât e scris cu sugestiile de pe iPhone. Grammarly românesc. Da, n-are cum. Un lucru e cert, adevărat sau nu, cel care a trimis povestea este Zhang Yi. Ce trebuie să facă este să-și ceară scuze ca să nu mai fie ultima narcisist. Ok, I'm gonna tell you. Zhang Yi. Persoana asta este Zhang Yi. Era asta de la a aruncat mult mai mult sclipici, a fost mult mai afectată în viața ei personală și era foarte clar că s-a răzbunat. Da. Eu cred că Zhang Yi era mai mare decât persoana care a scris această poveste și a făcut aceste întâmplări. Este persoana care s-a dat această poveste. Să hai să trecem la povestea numărul 3. Cupar, mitomanie, GTA și parasocialism. It's already very interesting. Cine e Zhang Yi? Eu, fostul angajator sau Cupar? Why would you get Cupar in this? Salutare, am o poveste reală, dar am modificat câteva date pentru a nu fi probă la poliție, spor și stream fine. Sigur e ceva cu Ih. Cine avea timp să-i se întâmple ceva de pentru Cupar asta cu Ih? Pai, am fost angajat și l-au primit din cazul Cupar. Cine a fost? N-am citit încă povestea, nu știu. Fost angajator. Și eu pe angajator. De Roloiz. Acum un an și câteva luni căutam de lucru ca editor. Doar că nu prea aveam experiență, așa că am mințit în CV. Am pus 2-3 clipuri de lui Fire, că tot spunea el că e ok să minți în CV și aia e. Nu zic că dai gen. Am lucrat 8 ani într-o industrie mințind în CV. Să mă ierte Cupar, dar nu știu prea multe despre el. Ajungi la interviu, unul de acolo chiar îl urmărea pe Fire și știa de bună era la fel de nervoasă. Stop. Acolo la job era un băiat care era fan mare Fire. Dacă vezi asta, se uită la GTA, că știu că tu ai sifonat. Așa mă minți. De câte ori aducea vorba de Cupar? Nu știam ce înseamnă că am făcut ceva în GTA. Ai, am învățat și de timp. Cum îi spuneam eu, hashtag mitomanie, ziceam simplu, lasă-mă, lasă, nu mai vorbesc de ăla, nu e așa de treabă precum Cupar? Nu, no, why would you do that? Înțeleg că you are too far deep into the light. Cupar is a fucking angel, nici că nu-i credibil. Am zis, nice. Mi se pare că înainte râdeam mai mult la povești, acum suntem mai mult mai îngrijorați de oamenii, că mulți autori sunt Zhang Yi acum. Și ăsta șor era autor, dar era, râdeam parcă mai mult, acum oamenii au venit cu povești mult mai grave. N-am mai avut o criză de râs de mult. Îmi scriu demisia, mă duc la secretară, îmi dă ceva acte să le semneze șeful mare, mă duc spre el, bag în jumătate o scrisoare de recomandare și îl pândesc când are treabă ca să semneze scrisoarea de recomandare. Erai șocat. This is so sneaky. Nu mă șochează nimic în ziua de azi. M-am dus la el, l-a semnat și am plecat cu scrisoarea de recomandare. Sir, I have your name, I'm contacting the police. Jobul 2, în mai puțin de un... Funny enough, înainte oamenii își dădeau de pe mail personale la cine e Zhang Yi. Eu le-am zis după aia, trimite de pe mail fals, dar am numele și prenumele acestui băiat. Auzi, mai caută editor că merg să-ți fur vechiul job, Zhang Yi de om. Și după aia mâna vine la mine. Hai că ea mea, nice. Căutat job, vezi? Să-și căuta job, dragă. Primul, dar am muncit pe prânz, după cum puteți vedea din scrisoarea făcută de fostul șef. This man is fucking sneaky. Auzi, mai caută editor că merg să-ți fur vechiul job, Zhang Yi de om. Totul mergea bine câteva luni și află Zhang Yi de șef unde m-am angajat. El avea niște prieteni aici, așa că a aflat totul de la ei și de scrisoare și de ce am plecat și tot. Pese, aici nu am mai mințit legat de Cupar, ci doar de fostul job. Ah, you're so kind. Și juge să mai mint în CV, Muna. Nice. Întrebarea, cine e Zhang Yi? Eu că am mințit sau șefii că au ținutura? Peste scuze, sunt puțin amețit când mă trezesc asta. Jail! Zhang Yi! Doamne, ferească! Cum ai putut să-i faci așa ceva lui Cupar? He is an angel, he is a baby! Cum să crezi că am gândit atunci? Ce decalat era sunetul. Bă, l-am vrut să-mi semnez demisia pentru că l-am mințit în CV și nu știam să fac ceea ce am zis că știu să fac. Cine e Zhang Yi? Eu că am mințit tot timpul sau șefii că n-au vrut să-mi dea concediu? Thank you for the story. It was beautiful. Don't ever do Cupar like that. Tu e Zhang Yi. Dacă nu era faza cu Cupar, I would stick up for him. Dacă mințeam legătură cu altcineva? Da, uite, și persoana se dă acord cu tine. Da, cu mine de acum, că atunci, gen, eu, după un an în plus de corporație, da, opinia nu totally changed. La job, tipii erau prieteni între ei cumva. It must be a very small system. Eu mă gândesc tot ce au agenții de publicitate sau ceva, că asta au nevoie de, sau casă de producție. Cupa de victimă aici, o să vadă pe YouTube. Cupa, I'm so sorry, this happened to you. Și dacă povestea să fie Cupar mitomanie, sure, I would have guessed că am mințit ceva legătură cu Cupa, but I wasn't expecting this. Ah, nu v-am arătat niciodată povestea, cam așa arăta, dacă vreți să o vedeți. We didn't have to debate much, știu că se vede ca mic, dar da, you can see this person. Respect că avem în sfârșit o poveste cu Zhang Yi clară. I mean, this was... Nu, că așa s-a fost un pic împărțit în chat. Asta mi se pare beautiful la cine e Zhang Yi, că nu cred că o să fie vreodată o poveste 100%. Teoretic, omul a înțeles. Hai, lasă-mă! Ce ai zis? Asta mi se pare beautiful la Zhang Yi, că niciodată nu o să fie o poveste 100%. Tot o să fie debate în chat. Iubita, she loved it so much. She loved the concept so much. You're trying to sell it. I was doing a good job. Deci, oare să punem, doar pentru că am zis aici, jail. Să punem jail la bingo, că noi am tot țipat jail. Păi, cine țipă lupul... Brânza mănâncă. Da, ar trebui să pui. Hai, poate iese de un bingo. Poate forțăm un bingo. Poate ceva, hai. Efectiv, rog, sper să-mi trimis stream-ul meu, fac ce vreau. Da. Așa, trecem la YouTube din nou. Sunt în anul 2 de facultate la Iași, nu are importanță unde exact, I wasn't asking, baby. Să începem direct cu un mic backstory. Sunt în grupă cu un băiat, Marinel să-i zicem, care are un crush pe mine de ceva timp, dar nu mi-a zis nimic concret și am ales să mă facă nu știu. Ok, eu cred că băiat
a făcut ceva janginos, a făcut să se simtă vinovată că mai nu vreau o relație cu el or something. I think that's it. Și el o să prediction. Da. Ok. Acesta Marinel s-a decis să ia atitudine, să înceapă să îmi dea mesaje din când în când. La facultate vorbeam, era un băiat ok, eram prieten, dar nu genul meu. Îmi făcea apropo în toamnă, mă, și muzică în fundal pe acest video. Ies în pijamale, gen un tricou și pantaloni scurți, ajunge la mine, văd că nu a completat niște chestii și zic să o facă din nou, să-mi aducă ziua următoare. Idrea la purpose. Sau vă simțiți la casă? Da, poți să vedeți la casă. Da, un pic mai târziu primesc mesaj. You look so sweet in haine de casă. You know what? Și dacă era trasă de băiatul ăla. Ai plecat. Ce gura să plec. Da. Primesc mesaje la Marinel, cum că are o surpriză pentru mine. Nu, nu, când cineva zice că are o surpriză și like, te simți proști, te simți că trebuie să mergi, să te vezi că are o surpriză. No, manipularea asta emoțională. Dar am o surpriză pentru tine, de ce nu vrei să te vezi cu mine? Eu puțin speriat, așa îi zic totuși ce e. Îmi trimite un fel de design digital după o poză postată de mine pe Instagram. Mm. Nu cine știe ce, oh the tea. Dar i-am zis că e cute să nu fiu nesimțit. Deci a desenat o poză cu ea, a făcut-o în format digital. Doar drăguț. Eram la modul ceva să zic. I-am zis că astfel de cadouri ar trebui să le facă iubitei, nu mie, lucru la care el îmi răspunde că el nu face cadouri de genul la persoane de care este îndrăgostit. Aha, tot n-am înțeles. Dacă sunt îndrăgostit de tine, nu fac cadouri. Nu fac cadouri la persoane de care sunt îndrăgostit, deci cadouri de genul. Deci nu sunt îndrăgostit. Deci nu e că doar la iubite se face asta. Nu e adevărat că eu nu sunt îndrăgostit de tine, ți-am făcut cadou așa. Mai pe seara, fiind la cămin, primesc alt mesaj. Am uitat să zic că o să postez desenul pe Instagram. What? Dacă eu nu mă scurs, mai citesc în coată debate-ul, dar o să dau aici la verdict. Hai să facem un biril, că m-am și enervat. Oh, wow, de unde suntem noi? Un biril! Oh my god, this is fucking ancient! Hai să facem un biril! Wow! Faptul că a rămas în video... I love it! Care... No, I love it! I love it! It means something! Acum nu mai am biril, but damn. Biril had its time. 6 zile. 6 luni. Oribil, o postez. Și prieteni, avem ultima poveste. Este o poveste între o mamă, o fică și o shawarma. Și nu vreau să vă citesc nimic din poveste pentru că este foarte scurtă. Aș vrea doar să-mi ziceți predictionul acum. Cine este Janghina? Auto. Mama cu dorul shawarma. Ok, let's do this. Ok, stai un pic. Cred că shawarma este Janghina. De ce? Pentru că n-a fost destul de bine toată lumea. Mama, fica, e clar că s-au certat pe shawarma. În ce poveste? Mai mai foarte frumos. Exact același lucru. Exact același lucru. Da. Știam că de asta am zis shawarma. Ok, tatăl e Janghina, tatăl a mâncat shawarma. Deci mai mai spune ne contrazicem cine nu a mâncat toată shawarma din frigider. Deci cine și-a lăsat shawarma în frigider. Pentru că mai rămăsese foarte puțin din ea și trebuia mâncată, of course. Tu ai spus povestea că tu ești toată, nu lasă nici risipă. Eu tot explicam că eu mi-am mâncat-o pe a mea și ea mi-a zis, mai ești și nesimțită să minți că ai mâncat tot. Auzi, să fight between us. Deci asta că cine nu și-a mâncat shawarma, nu te-a lăsat shawarma în frigider. Deci nu se vede că a mâncat cineva shawarma, mai ești și nesimțită și minți că ai mâncat tot. După ceva timp am întrebat-o dacă și ea și-a luat shawarma și a zis că da, că a fost cu pui. Și i-am zis, a mea era de vită, în frigider e de pui. Și i-am zis după că ea mințea și s-a supărat pe mine. E mai de Janghina? Sincer, eu și mâncat shawarma. De ce? Why is this a problem? Why are you asking me? Avem aceeași părere. Efectiv. Am mâncat shawarma în frigider și cineva mănâncă. Haideți, vă rog eu frumos, sincer, ador cum i-a spus povestea. Perina respectat. Mă stăm să fie tata invers, mă stăm să fie rămas shawarma cuiva sau mănânce una dintre ele. Da, poate să fie un tată sau ceva. Da. Și de ce? Mama ei care mâncase jumătate de shawarma era supărată că nu mănâncă nimeni. Dar mâncat shawarma, tu ai luat-o cu vită. Scuze, scuze. Da. Mai este shawarma, mai există shawarma, mai există alte. Povestea s-a fost emisă acum o săptămână, sau cred că s-a. Ce disperat. Ce drept putea să mai fie pentru că poveștile au fost emise cu foarte puțin timp înainte să fie emisiunea. Deci chiar era încă în frigider sigur. I love it. I love it că e exact la fel. Tot nu înțeleg cine e Janghina. I mean, sincer, nu e fata asta. Da. She's not the Janghina. Janghina e maica sa că obliga să mă duc și urmă. Efectiv, tu certa că ești nesimțită și mincinoasă. Ai mințit că ai mâncat tot. Da, uita că ți-ai mâncat și-o și-ai pus-o în frigider. Cum uiți că nu ți-ai terminat urmă? Gen, dacă nu termin și urmă, îți ori să-i dea cu mai head că bă, mai am și urmă. Exact, și mă gândesc la momentul cum s-a luat. La fel ai zis. Mănâncă, mănâncă, mănâncă. Efectiv, da, m-am întrebat cineva dacă o să fie pe YouTube, I'm new. Da, o să fie pe YouTube, zic la cunoscut, toate cele 11 întrebări, că este imposibil. O să fie doar GC Ones. Dar mai bine veniți pe stream să le vedeți pe toate. Și asta a fost prima ediție din... Și acum vă zic același lucru. Veniți să le vedeți pe toate, că nu pot să le trec pe toate pe YouTube. Dați subscribe, like și toate cele și ne vedem pe Twitch cu altă ediție de Cine-i Janghina? Damn, you were excited about Cine-i Janghina. Well, ok, revenind la bingo, nu cred că... Avem, nu am făcut bingo. Nu l-a dat lumea Janghina, nu s-a făcut. Mor eu de foame după shawarma. A fost foarte greu pentru că acest bingo este făcut cu toate informațiile pe care avem despre Janghina și, din păcate, nu aveam toate astea în episodul 1. Asta a fost ediția aniversară de la Cine-i Janghina. Urmăriți-ne și ca în episoadele cu Billie Eilish de la revista aia în care în fiecare an reacționăm la fel. O seară plăcută, la revedere! Comentați aici dacă v-a plăcut! Și like! Dați like, dați sub, pentru că doar... Cât asta? Doar câtva la sută dintre voi sunt abonați și ar trebui să mă abonați pentru că este un content super! Se vede și evoluția show-ului și dacă vreți să urmăriți mai multe povești, domnul Vlad are 2 misiuni diferite, Toxic, și puteți să trimiteți povești despre bărbați toxici din viața dumneavoastră și eu selectez poveștile. Deci, na, damn. Dacă vreți parasocial, să-ți le citesc eu și gen, să-ți asta. Și au fost multe povești șocante. Așa și mai are și emisiunea Hot Text, în care puteți să vă spuneți oful despre absolut diverse probleme, cum ar fi tema de luni asta, care este... Dating apps. Foarte bun, gen Hot Takes despre your dating. Aceștia am fost noi, aceștia sunteți dumneavoastră, la revedere! La revedere!